am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Noi toți suntem copiii Lui. Noi toți suntem creatura mâinilor Lui. Iar pentru cei care flirtează și încearcă să meargă pe două căi, aș vrea să citesc Proverbe, capitolul 28, versetul 18, care spune așa: cine umblă în neprihănire, găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Deci în momentul în care încerci să umbli și pe calea neprihănirii și pe calea lumii, amândouă căile devin strâmbe. Nu te înșela! Cineva spunea că Dumnezeu ne-a dat un dublu set de comenzi. Ne-a înzestrat cu doi ochi, ne-a înzestrat cu două urechi, ne-a înzestrat cu două mâini, ne-a înzestrat cu două picioare, că în caz că se defectează unul, rămâne celălalt de rezervă. Dar Dumnezeu ne-a dat o singură inimă. Ar fi bine să avem două, nu? Una de duminică, de sărbători, așa, pioasă, curată, împodobită, și una de purtat, cu care să umblăm și pe afară. Însă Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a dat o singură inimă și Lui nu-i trebuie nimic din viața ta. Dumnezeu nu are nevoie nici de banii tăi, nici de casa ta. Dumnezeu nu are nevoie nici măcar de viața ta, decât în măsura în care toate acestea trec prin inima ta. Pentru că Dumnezeu vrea inima ta. Asta-L interesează pe Dumnezeu. Pentru că acolo în inimă a pus El ceva și vrea înapoi. Și pentru ca să recupereze ce este al Lui, El va folosi acele mijloace care se potrivesc cu planul Lui. Și mai întâi, primul obstacol în calea pierzării, prima piedică pe care Dumnezeu o pune în calea pierzării noastre, este conștiința. Conștiința este primul avertisment pe care îl ai atunci când te îndrepți înspre rău. Conștiința va fi prima care va ridica stegulețul roșu atunci când ai intenția să mergi înspre rău. Atunci când te uiți la o persoană și privirea ți-a întârziat prea mult asupra ei, conștiința vine și îți spune: nu-i bine. Atunci când te uiți la un lucru, știi că nu ți aparține, dar ai vrea să-l ai, conștiința vine și îți spune: nu-i bine. Atunci când vrei să faci un oarecare lucru, atunci când vrei să mergi într-un oarecare loc pentru a-ți împlini o poftă, pentru a face ceva care să te satisfacă pe tine, conștiința va fi prima care vine la apel. Pentru că cineva a numit conștiința glasul lui Dumnezeu în om. Medicii nu știu ce-i